Bine v-am regăsit! Numele meu este Andreea și vreau să vă povestesc ceva din viața mea. M-am născut într-o familie de creștini, de pocăiți. Am fost dusă de mică la binecuvântare. Apoi eu am fost crescut în adunare. Mama și cu tata mă ducea la casa lui Dumnezeu și tot mereu îmi vorbea despre Dumnezeu. Cât am fost mică, m-am dus cu ei la biserică. Când m-am făcut mai mare, m-am cam încăpățânat, căci m-am dus la școală și acolo mi-am făcut prietene. Și acele prietene, care erau prietenele mele, nu erau pocăite și m-au influențat negativ. Au fost mai tare decât mine și m-au învățat prostii. Încetul cu încetul m-am răcit de adunare, m-am răcit de biserică, m-am răcit de Dumnezeu și am luat o razna. Mama și cu tata îmi tot spunea că nu-i bine ce fac. Dar eu n-am vrut să asculte ei și mi-am făcut de cap. De aceea am ajuns unde am ajuns. Și pentru că m-am dus cu fete din lume, am ajuns să fac prostii, să uit de Dumnezeu, să nu mai încinstez părinții, pe tata și pe mama. Foarte mult îmi petrec timpul afară cu cei din lume, pentru că îmi place să mă distrez. Tata tot mereu îmi spune să las lucrurile din lume, să mă întorc la Dumnezeu pentru mântuirea sufletului meu, dar eu parcă nu vreau să-l ascult. Tot mereu zic, sunt tânăr acum, am vreme să mă pocăiesc la 60-70 de ani, dar nu acum. Acum vreau să mă distrez, acum vreau să mă duc cu băieți și fete. Din ce vreau să vă mai spun, eu chiar am fost la biserică până la o vârstă oarecare, cam de 20 și ceva de ani, 21 pe acolo, și m-am botezat, am intrat în apa botezului, am jurat credință lui Dumnezeu și am zis că toată viața mea îl voi sluji. Dar, din păcate, n-am putut să mă țin. Cel rău, diavolul, m-a înșelat și m-a doborât în păcat. Și acum trăiesc ca o fată din lume. Deși am fost crescută în adunare și cântam pentru Dumnezeu și mă rugam și citeam Biblia, dar acum parcă acestea pentru mine sunt o plictiseală. Mi se pare că religia și credința în Dumnezeu este doar pentru oamenii bătrâni, nu și pentru tinerii care vor să se distreze. Tineretul să se distreze cât de mult și la bătrânețe să se pocăiască. Dar oare voi trăi până la bătrânețe? Oare voi trăi până la 60-70 de ani? Nu știu ce să zic, pare că asta este. Deci, dragii mei, pe scurt, v-am viața mea ca să știți ce înseamnă căderea în păcat. Cel rău m-a prins, am devenit sclavă, fumez, beau, mă droghez, mă destrăpălesc, trăiesc o viață în păcat și departe de Dumnezeu cel prea înalt. Acum nu mai simt pe Iisus în inima mea. Acum simt doar plăcere pentru păcat. Uf, dacă mor în noaptea aceasta, eu sunt pierdută. Eu sunt pierdută. Oare va mai fi vreo șansă pentru mine? Dar nu știu. Pare că îmi place să mă distrez. Oare trebuie să mă pocăiesc? Voi ce spuneți, dragii mei? Trebuie să mă pocăiesc acum sau să aștept până la 60 de ani? Vă mulțumesc!